învățătoare, clasa noastră mare, mișună precum un mușuroi. Doamna învățătoare, oare o să vă fie dor de noi? Când ne-ați luat de mână eram mici, 4 ani frumoși am stat aici. Știm să scriem, să citim și prieteni buni să fim. Doamna învățătoare, vă iubim. Știm să scriem, să citim și prieteni buni să fim. Doamna învățătoare, vă iubim. Doamna învățătoare, doamna Ani. Da. Am înțeles că astăzi ați avut premierea, da. Și e rândul dumneavoastră să fiți premiată, da, de către cineva care este sau poate nu este aici. Și vă rog să luați tortul. Vă mulțumesc, atâta dulce prea mult pentru mine. Vă mulțumesc mult de tot. Bun, păi și doamna învățătoare, alegem pe cineva. Ce anume? Pentru? Probabil copiii, eu știu, din partea lor sau din partea părinților a fost... Doamna care a luat premiul. Doamna cu premiul? Și noi. Vă mulțumesc din suflet dumneavoastră și tuturor celor care... Persoanele care m-au ajutat. Și tuturor celor care v-au ajutat. Doamna, și totuși noi mai avem... un mesaj, avem și niște nume acolo la final. Da. Nume ale copiilor sau ale părinților? Nu știu, asta rămâne de văzut. Da? Vă mulțumesc mult tuturor. Nu trebuia să faceți acest gest, dar eu vă mulțumesc. Doamna, avem și un coșuleț de floricele. Da. Lăsați tortulețul, vă rog. Dar m-ați întrerupt noastră cu tortul. Ne cerem scuze, doamna. A fost o surpriză plăcută. Vă mulțumesc, dragi părinți și copii. Bun, păi haideți să vedem ce au de spus, ca să nu vă întrerupem, da, foarte mult. Chiar sunt curioasă. Draga noastră, primii ani din educația unui copil sunt esențiali. Dumneavoastră ne-ați demonstrat de-a lungul acestor ani petrecuți împreună că v-ați făcut datoria chiar și mai mult. Bunătatea, răbdarea și munca dumneavoastră au dat roade bogate. Ați creat în toți acești ani un mediu de învățare sigur și extrem de primitor. Iar pentru tot ce ați făcut pentru noi, vă vom fi veșnic recunoscătoare. Blândețea, atenția, iubirea și grija dumneavoastră a fost adevărată sursă de inspirație pentru noi. Vă mulțumim pentru răbdarea pe care ați avut-o cu noi și pentru felul cum ați gestionat diferitele noastre personalități și nevoi. Ne-ați inspirat în fiecare zi să învățăm și să ne dezvoltăm. Ați făcut lecțiile noastre captivante și interesante, iar modul la care ați răspuns întrebărilor noastre ne-ați încurajat să gândim creativ și să ne simțim încrezători în propria noastră inteligență. Nu cred că ne-ar ajunge o zi întreagă să vă mulțumim pentru tot ceea ce ne-ați învățat și ați făcut pentru noi de-a lungul acestor ani minunați petrecuți împreună. Nu vă vom uita niciodată zâmbetul cald și încurajările motivaționale pe care ne le-ați oferit în tot acest timp. Am fost cei mai norocoși dintre elevi pentru că v-am avut pe dumneavoastră învățătoare. Vă iubim și vă vom iubi mereu. Cu mult drag, clasa 4-a. Mulțumesc, m-am emoționat. Bun. Doamna învățătoare, mișună precum un mușuroi. Doamna, cu zâmbet! Cu zâmbet, doamna! Doamna învățătoare, vă iubim. Știm să scriem, să citim și prieteni buni să fim. Doamna, cu zâmbet, vă rog! Pe doamna! Și eu să-i medaliez! Să-i dau medalii! Să scriem, să citim.
Pentru că avem acces o premie mare. Dar mai e cineva care nu a primit medalie? Haideți, vă rog, să facem și o poză. Puteți să-i dați lui Luca, să-i dați lui Luca. Stai un pic. Doamna învățătoare. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, doamna, pentru cei 5 ani petrecuți împreună și pentru tot ce ați făcut pentru noi. Simona, Anessa, Alexia, Georgiana, Ianis, Darius, David, Rareș, Fabi, Edi și Matia. Mulțumesc foarte mult, tot respectul meu pentru părinții care i-au crescut, pentru bunici. Și eu ce să le spun, sunt emoționată, că nu mă așteptam la asta, a fost o surpriză plăcută într-adevăr. Vă mulțumesc din suflet pentru ce mi-ați oferit astăzi. N-am primit niciodată această surpriză. Și cuvintele sunt de prisos acum. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă iubesc din suflet, dragi copii și dragi părinți. Și vă urez mult succes în viața voastră viitoare, fie ca toate visele voastre să se împlinească, să vă doriți să ajungeți acolo unde vă doriți. Mult succes! Mulțumim! Bun! Și eu vă pup și vă îmbrățișez cu drag! Bun! 2, 1 și... Rămâneți cu toții, vă rog, pentru... Doamna învățătoare, clasa noastră mare, mișună precum un mușuroi. Doamna învățătoare, oare, 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 oare o să vă fie dor de noi? Când ne-ați luat de mână, eram mici, 4 ani frumoși și am stat aici. Știm să scriem, să citim și prieteni precum un mușuroi.